pentru că de data aceasta în partida de pescuit pe care o fac am întâlnit un caz, știu eu, destul de, zic eu, destul de frecvent, mai ales pe bălțile de șes de la noi. Am întâlnit un lac, nu mare, mic, dar cu un substrat foarte moale, mai pe românește spus, cu nămol, cu foarte mult nămol. Cam peste tot pe unde pot să arunc cu lanseta, am întâlnit cel puțin jumătate de metru, dacă nu și mai bine, de nămol. Și eu am, cred că sunt mulți dintre voi cei care vă uitați, vă puteți întâlni cu astfel de situații și m-am gândit că ar fi bine să vă arăt cum procedez eu în astfel de cazuri, pentru că, așa cum am mai spus-o și au spus-o și alții, să știți că nu întotdeauna unde este nămol înseamnă că nu este și pește, nu. Crap se poate prinde acolo, însă, evident, trebuie să fim foarte, foarte atenți la prezentare, cum prezentăm omeala în această situație destul de neplăcută. Avem clasicul ciodrig, clasicul ciodi, pe care probabil că majoritatea dintre voi îl știu. Este vorba de forfăcelul scurt din fluorocarbon, care se foarte scurt, care se încheie cu un pop-up și pe care eu l-am agățat și așa se cam și folosește pe o montură elicopter, pe un litcor de lung de 80 de cm și așa cum vedeți, l-am ridicat sus, l-am ridicat la 50 de cm, astfel încât să fiu sigur că momeala mea se va ieși din stratul de nămol. Am un plumb de 90 de grame, un plumb plat și el, mă rog, se afundă, cel puțin teoretic, mai greu în nămol, dacă acesta nu este foarte, foarte fin. Oricum, nu se compară cu un plumb de formă aerodinamică, acela se va înfige mult mai repede și mai adânc. Așadar, clasicul ciodi, care este foarte bun în astfel de situații. Apoi, dacă vrem să dăm cu un forfat normal, un forfat de plumb, un plumb pierdut, aici, pentru că trebuie să ne ducem puțin mai departe și eu am nevoie să ies puțin mai departe aici, am preferat un plumb ușor, forma este aerodinamică, dar este un plumb de 80 de grame, pe o montură cu plumb pierdut, tot pe un litcor, însă forfatul combi este foarte lung, vedeți, este un forfat de 40 ceva de centimetri, un forfat combi dintr-o bucată de fluorocarbon, iar în capăt este legat un textil moale la cârlig, iar aici am un snowman, așadar se poate folosi și un forfat normal, o montură normală, însă plumbul mai ușurel, zic eu, și montura lungă. În momentul în care am lansat, am pus top pe fir și după ce plumbul s-a așezat, îl scoatem puțin afară din nămol, nu lăsăm montura aruncată exact așa cum cade. Iar ca bonus, vreau să vă mai arăt încă două mici truculețe, tot pentru astfel de cazuri. Este vorba de, în primul rând, de un pont simplu și la îndemâna oricui. Iată, momeala este un pop-up, forfatul este legat normal, bine l-am legat KD, dar se poate lega normal, iar pop-up-ul l-am echilibrat cu o alică de plumb, am săpat o găurică mică în pop-up, iar cu ajutorul croșetei, iar acolo am pus-o pe fir, o alică despicată, de genul celor care se folosesc la undiță în pescuitul staționar, astfel încât am echilibrat perfect acest pop-up, care în apă îmi va ridica cârligul exact în coadă. Iarăși o momeală foarte, foarte bună pentru substraturile mâloase. Și în fine, o montură puțin tel mai complicată, dar foarte eficace, zic eu. O montură în care, iată, am echilibrat pop-up-ul dintr-un vârtej, un vârtej special pe care este prins, iată, aici am să vă arăt și piesa, deci este o jumătate de vârtej practic și cu un elastic, vedeți, special pentru prinderea momelii, acest elastic. L-am băgat și l-am prins cu stopper normal aici în pop-up acest elastic, iar apoi vârtejul l-am legat cu un ochet de cârlig, am decojit apoi partea, pentru că vă folosesc aici un fir cămășuit, am decojit o bună bucățică de fir unde am format și aici s-a format și cofretul, să spunem, pe care am pus acest tungsten. Este vorba de o pastă de plumb, pastă grea, și în acest mod am următoarea prezentare pe substrat.
ceva de genul acesta îmi stă momeala mea. Desigur, cu distanța aceasta putem jongla. Eu am ales-o pe aceasta de 3-4 cm. Cred că este suficientă. Este un pont de asemenea bun pentru substraturile mâloase.